pregătim de o cerviță de verișoare cu jumătate de kilogram de cărniță de purceluș tocată. Iuhu, iuhu! Încă nu miroase, că de-abia le-am băgat. Și să vedem ce urmează mai târziu. Am pus și cartofiorii acum. Și mă apuc de celelalte legume. Aștia se fier mai greu. E aproape gata, aștept să dea în clocot ca să pot să pun și bulionul luat de la Lidl, care l-am luat prima dată și e foarte bun. Dulceag, așa, yummy, yummy. Am pus și de-asta, și ghimbir și, cum ne mai zice, curcuma, care la noi se e un pic mai galbenă și antiinflamator. Și folosea soacră mea la când făcea socată, dar nu vine acum cum se numește. Am pus și cimbru și pătrunjel. Arată bine. Și cred că o să a crescut cu niște zeamă de lămâie, că nu am borș. Yummy, yummy, yummy. Ciorbița de verișoare e aproape gata, în câteva minute. Yum, yum, yum. Yum, yum, mami.